Mulțumim lui Dumnezeu pentru cei aproape 30 de copii și tineri care au participat la ora de rugăciune. La lecția biblică s-a vorbit despre prețuirea vegherii și una din vegherile la care suntem îndemnați de scriptură este vegheați în vederea rugăciunii. Spun flor prezenți: Veghem la rugăciune în cămăruță, veghem la rugăciune în familie, dacă ne rugăm cu familia și vegem la rugăciune dacă suntem la ora de rugăciune în bisericii. Dacă nu practicăm încă să nu vegem în rugăciune. Și dacă nu ne rugăm cu familia, nu vegem în prința rugăciunii. Dacă nu suntem cu biserica, nu vegem în prința rugăciunii. Deci mulțumim celor care au fost prezenți la rugăciune și ne rugăm ca Dumnezeu să crească numărul celor veghetori în biserica noastră. Amin. După masă vom verifica versetele memorate 1 Petru 1, versetele 10 la 19 acum iarăși pentru că am ajuns la capătul acestui manual de școli duminicale, mulțumim Dumnezeu pentru lecția prin care am trecut, vom face o recapitulare și vă rog să luați manualul acasă și să verificați ce ați învățat. Fiecare să verificăm ce am învățat. Prima lecție, prețuirea cuvântului care naște împărăția. Toți datorăm cuvântul Dumnezeu faptul că suntem partea împărăției lui Dumnezeu. Că așa am ajuns născut din nou, prin auzirea cuvântului. Nu? Și dacă nu prețuim cuvântul, ori nu facem parte în împărăție, ori suntem bolnavi spiritual, nu? Prețuirea prețului care s-a dat pentru noi să intrăm în împărăție, să jertfa Domnului Iisus Hristos, nu? Prețuirea porții strâmte. Asta ne-a plasat pe calea îngustă în împărăției. Prețuirea hainei care ne-a admis sau ne admite la masa împărăției. Deci vom trece prin lecțiile acestea în mod recapitulativ și vom vedea ce a învățat fiecare. Și voi solicita, frate, cu tare, sora, cu tare, ce ai învățat metat din lecțiile astea, pentru că sunt aici o groază de lecții practice pildele Domnului Iisus Hristos în practice, privesc trăirea noastră zilnică. Acum aș vrea să ne ridicăm să citim Cuvântul Lui Dumnezeu. <coughs> în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, vorba de discursul Domnului Iisus Hristos din camera de sus, când vorbește ucenicilor săi, printre altele, despre Duhul Sfânt. Și în capitolul 16, versetele 13, 14, 15, Domnul spune așa ucenicilor săi, Când va veni mângăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce al meu și vă va descoperi. Amin. Amin. Cupăm locurile. În studiul nostru despre omul duhovnicesc, am văzut că lucrul de care avem nevoie fiecare, care suntem creștini, este plinătatea Duhului Sfânt. Dumnezeu ne cere prin Cuvântul lui să fim plini de Duhul. Și este singura cerință pozitivă a Cuvântului Dumnezeu cu privire la relația noastră cu Duhul lui Dumnezeu. După ce l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos, tot ceea ce avem nevoie este să fim plini de Duhul. Spre această problematică trebuie îndreptată atenția noastră a tuturor. Dragii mei, repet din nou, nu ni se cere să avem prezența Duhului Lui Dumnezeu, deoarece toți cei mântuiți o avem deja. Sunt un oameni care cer Lui Dumnezeu ca să le dea Duhul Sfânt, dar dacă l-au pe Hristos, deja au Duhul Sfânt. Nu ni se cere să fim pecetluiți cu Duhul Lui Dumnezeu, deoarece toți am fost pecetluiți cu Duhul Lui Dumnezeu pentru ziua aceea a răscumpărării. Nu ne se cere să fim botezați cu Duhul Dumnezeu, deoarece Apostol spune, noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Am fost botezați cu Duhul Dumnezeu la cinzecime toți, un act corporativ pe care Dumnezeu a botezat pe toți credincioșii. Așa cum toți am murit în Hristos când a murit, toți am fost botezați cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii. Dar cuvântul ne cere, cu toată seriozitatea să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, deoarece plinătatea Duhului este spiritualitatea și maturitatea creștinului. Creștinul plin de Duhul lui Dumnezeu este omul spiritual despre care vorbește Scriptura, omul duhovnicesc, care poate înțelege toate lucrurile și poate experimenta lucrurile minunate ale Dumnezeu. Gândiți-vă puțin, creștinul plin de Duhul Sfânt are înțelegere corectă și trăire corectă. Lipsa înțelegerii corecte Lipsa trăirii corecte e, de fapt, lipsa plinătății Duhului lui Dumnezeu. Sau ce e defectuos în viața noastră este un singur lucru. Nu suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Repet, plinătatea Duhului este acea realitate în care cel credincios este controlat de plin de Duhul lui Dumnezeu. A fi plin de Duhul înseamnă a fi sub autoritatea Duhului Sfânt, sub stăpânirea Duhului lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului este acea stare în care Duhul Sfânt poate împlini în noi lucrarea pentru care a venit în viața noastră. Există scopuri pe care Dumnezeu, pentru care Dumnezeu ne-a mântuit. Scopuri pe care Dumnezeu le are cu noi. Și ce minunate sunt aceste scopuri. Dragii mei, niciunul nu putem atinge scopurile lui Dumnezeu în viața noastră fără agenția Duhului lui Dumnezeu. Și acum să ne gândim, de ce a trimis Dumnezeu Duhul să locuiască în noi? De ce a venit Duhul Sfânt să aibă rezidența noi? Motivele pentru care a venit sunt uimitoare. A venit să ne ofere viață din belșug. Fiecare om simte că ceva lipsește existenței sale în privința împlinirii, în privința trăirii autentice. Ei bine, Duhul lui Dumnezeu ne dă această viață din belșug după care tânjim. Cel ce are plinătatea Duhului are viața din belșug promisă de Domnul Isus Hristos. Vrem viață din belșug? Nu trebuie să dăm atenție poruncii Fiți plini de Duhul. Duhul Sfânt a venit să ne facă apt să trăim după voia lui Dumnezeu. Biblia spune că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Acum, dacă voia lui Dumnezeu este bună, cine nu o vrea? Dacă voia lui Dumnezeu e plăcută, cine nu o dorește? Dacă voia lui este desăvârșită și duce la desăvârșire, cine nu ar vrea această voia lui Dumnezeu operativă în viața lui? Și acum. Prin faptul că Duhul Sfânt locuiește noi, avem posibilitatea să trăim după voia lui Dumnezeu și să experimentăm cât de bună și plăcută este această voie a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Deci ce a venit Duhul Sfânt să-și aibă rezidența noi? A venit să producă noi Sfințenia lui Dumnezeu. De deci ce ai numit Duhul Sfânt? Dragii mei, Sfințenia care îl caracterizează pe Dumnezeu ne este oferită și nouă prin lucrarea Duhului Sfânt. Sfințenia care îl desparte pe Dumnezeu de tot ceea ce este nefast, sfințenia care îl ridică pe Dumnezeu deasupra tot ceea ce este mizerie, sfințenia care îl face pe Dumnezeu să fie fericit, fericitul Dumnezeu e fericit pentru că e sfânt. Ei bine, sfințenia aceasta o poate produce în noi Duhul lui Dumnezeu. Ați auzit vorba că Dumnezeu nu vrea să fim fericiți, ci vrea să fim sfinți. Noi nu știm însă că sfințenia este cheia fericirii. Nimeni nu poate fi fericit fără sfințenie. Calea spre fericire este Sfințirea. Dumnezeu vrea să fim Sfinți și vrea să fim plini de Duhul Său ca să experimentăm Sfințirea. De aceea a venit Duhului Dumnezeu în viața noastră să locuiască în noi. A venit apoi să ne facă maturi și plini de roada Dumnezeirii. Gândiți-vă la roada Duhului Sfânt. Cine nu vrea dragostea, bucuria, pacea? E cineva care nu le dorește? E cineva care nu tânjește după ele? Când acestea sunt cuplate și cu îndelungă răbdare, următoarea componentă a roadei Duhului Sfânt, înseamnă că dragostea, bucuria și pacea, dacă avem și îndelungă răbdare, nu ne părăsesc niciodată. Sunt prezente permanent. Cine vrea să fie plin de bunătate și datorită acestei bunătăți să fie angajată în facerea binelui, aducând bucurie și satisfacție și împlinire celor din familie, întâi și apoi celorlalți oameni. Cine nu vrea să fie plin de credință? Proada Duhului este credință, sau ce ea zice, traduce românească. Credința care ne face victorioși, ne ridică deasupra tuturor lucrurilor problematice din existență. Cine nu vrea să fie blând? Ca toți oamenii să admire această blândețe, și cum spune Scriptura. Ca să nu mai fim atinși de iuțime, sau mânie care ne fac să arătăm așa de prost și să stricăm așa de mult în relațiile noastre. Cine nu vrea blândețea? Roada Duhului. Cine vrea să aibă înfrânarea sau autocontrolul, stăpânirea de sine, sânge rece în orice situație? Ei bine, toate acestea le produce Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și le produce la cote maxime când avem plinătatea Duhului. Iată de ce este așa de important să devenim oameni duhovnicești. Iată de ce este așa de important să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, ca să trăim plenar viața ce Dumnezeu o intenționează pentru noi. Înțelegem acum de ce Biblia ne îndeamnă și ne poruncește să fim plini de Duhul? Apoi, plinătatea Duhului este experimentarea, am, am explicat data trecută, Plinătatea Duhului este experimentarea în prezent a ceea ce am avut de la început în mântuire, dar dintr-un motiv sau altul nu a devenit realitate, nu a fost accesat. În Domnul Isus Hristos avem toate binecuvântările lui Dumnezeu, dar noi nu le-am accesat pe toate. Și de ce nu le-am accesat pe toate? Deoarece n-am ajuns la maturitatea dorită de Dumnezeu pentru a fi capabil să le accesăm și să ne bucurăm de ele. Există privilegii de care oamenii nu se pot bucura decât atunci când ajung la maturitate. Așa este. De ce doresc unii copii să ajungă așa repede maturi? Pentru că înțeleg că acolo există ceva foarte ispiditor, foarte de dorit. Privilegii pe care nu au decât cei maturi. Ei, exact la fel este și pe plan spiritual există privilegii care nu sunt ale noastre decât atunci când ajungem maturi pe plan spiritual. De aceea cuvântul ne îndeamnă fiți plini de Duh, adică atingeți maturitatea spirituală în Domnul Isus Hristos. Este necesar să fim plini de Duhul ca să luăm în stăpânire binecuvântările lui Dumnezeu care ne-au fost oferite în Domnul Isus Hristos. Plinătatea Duhului nu este necesară doar din aceste puncte de vedere, ca să ne bucurăm de viața din belșug programată de Dumnezeu pentru noi. Plinătatea Duhului Sfânt este necesară deoarece trăim într-o lume accidentată și într-o lume minată. Este o lume minată de cel rău și de duhurile lui care au stăpânire asupra văzduhului și atentează mereu și mereu la bunăstarea și la securitatea noastră. Da, suntem în posesia unei bogății imense în Domnul Isus Hristos, dar duhurile răutății care sunt în locurile cerești vor să ne deposedeze de bogățiile Harului și să ne trăiască în stări sufletești, în experiență și în realități extrem de deunătoare. Lumea Spiritului Lui Dumnezeu, o lume minunată ne stă în față, dar ne este necunoscută. Este plină de experiențe minunate, dar și de posibilitatea unor experiențe înșelătoare și extrem de dăunătoare dacă nu depindem întru totul de Duhul lui Dumnezeu. Ei bine, plinătatea Duhului ne păzește de orice experiențe nocive, dăunătoare. Plinătatea Duhului este cauza oricărei experiențe corecte în planul spiritual. Și este păzirea de orice experiență incorrectă. Dragii mei, vremurile în care trăim sunt caracterizate de confuzie și înșelare la nivele nemai întâlnite. Un domeniu în care există foarte multă confuzie este cel al lucrării Duhului Sfânt. Și ca să înțelegem câtă pagubă suferă cei care se lasă înșelați de duhurile răutății, și Apostolul Pavel spune foarte clar că în vremurile din urmă unii oameni vor fi înșelați de și se vor lipi de învățăturile dracilor, nu? ca să înțelegem cât pagubă sufără cei care se lasă înșelați de duhurile răutății, aș vrea să fac o paralelă. Biblia ne vorbește de la început până la sfârșit de Domnul Isus Hristos, binecuvântat să fie numele. Cuvântul sfânt ne arată cine este Domnul Isus, cine este El. Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor. Cuvântul sfânt ne arată ce a făcut El pentru noi, care e lucrarea Lui minunată în folosul nostru. Printr-o singură pe El a ispășit păcatele noastre și a auzit pentru noi o mântuire de plină, de săvârșită, pentru toți cei care se apropie de el cu credință. Și Biblia vorbește apoi de importanța însușirii acestei mântuiri mari de care ne-a făcut parte. Degeaba este Domnul Iisus marele nostru Dumnezeu și mântuitor, degeaba au oferit o mântuire așa de mare dacă omul nu și-o însușește, dacă nu o apucă prin credință. Și acum să venim la Duhul Sfânt. Înainte de plecarea Domnului la cer, El a promis ucenicilor săi că va veni iarăși. Și ne-a spus că înainte de venirea Lui vor apare Cristoși mincinoși care vor înșela pe mulți oameni. Și ca să nu fim înșelați, El a spus că ne trimite Duhul Lui cel Sfânt, care ne apără, care ne protejează, care e avocatul nostru, care ne explică lucrurile și care ne ține în starea pe care Dumnezeu o dorește. Acum, noi știm din Scriptură că în istoria sfârșitului va apare un personaj odios care se va pune pe sine în locul lui Hristos, care se va da drept Hristosului Dumnezeu. Acel personaj este numit sugestiv anticristul. Este împotriva lui Hristos și se pune în locul lui Hristos. Puterea lui de înșelare este așa de mare că lumea întreagă va fi convinsă că el este într-adevăr Hristosul lui Dumnezeu și îl va urma orbește spre cea mai mare distrugere cunoscută vreodată de istorie. Mulți, mase mari de oameni vor fi înșelați și amăgiți, spune cuvântul Dumnezeu. Și acel personaj va imita lucrarea Domnului Isus, va pretinde că el este Hristosul și va duce astfel la pierzare mase mari de oameni cum Biblia ne spune de asemenea că există un duh al lui anticrist care este la lucru în lume. Este activ în lume. Și acest duh al lui anticrist se dă drept duhul lui Dumnezeu. Așa cum anticristul se dă drept Hristosul Dumnezeu, tot așa Duhul lui anticrist se dă drept Duhul lui Dumnezeu și înșală pe mulți. Dragii mei, nimeni să nu așa dea la o parte lucrul ăsta ca fiind astea scopilării, Asta le știm de când. Nu le știm! Sau unii nu le știți. Apostolul Pavel pledează cu cei din Corint, zice, ce bine, zice, procedați voi, că să a, acceptați o altă Evanghelie. Sau zice, un alt Hristos și un alt Duh au fost înșelați cei din Corint. Aveau o altă Evanghelie, un alt Hristos, un alt Duh. Dar erau în biserica lui Hristos și pretindeau că ea o înțelegere superioară, că nimeni nu-i comparabil cu ei în cele spirituale. S credeau cei mai spirituali oameni de pe fața Pământului. Și Pavel spune că erau înșelați de duhuri rătăcitoare. Și acum, într-o împrejurare, Domnul Iisus a zis ucenicilor săi, nu știți de ce duh? Sunteți însuflețiți. Ucenicii probabil credeau că sunt însuflețiți de Duhul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Dar realitatea era contrară. În vremea noastră există duhuri active care oferă stări sufletești, care oferă experiențe senzaționale și învățături pernicioase prin care înșeală pe oameni să creadă că aceste manifestări sunt de la Duhul lui Dumnezeu. Ați auzit probabil toți de așa zisul, zisul râs spânt. Sunt oameni care merg la întâlnirile prorocilor mincinoși, unde le se promite tot felul de experiențe, promit experiențele astea supranaturale, sunt apucați acolo de un râs isteric și convulsiv și nu se mai pot opri. Acela nu-i râs sfânt, este un râs necurat, pentru că provine de la duhurile necurate și înșelătoare. Ați văzut întruniri promovate de prorocii mincinoși, unde oamenii sunt trântiți la pământ dintr-o dată și intră într-un fel de transă în care borborosesc sau acționează bizar, dar care au convingerea că sunt sub influența Duhului Dumnezeu. Astfel de experiențe nu sunt de la Duhul lui Dumnezeu, ci la Duhul înșerării Duhului Anticrist. Cu mulți ani în urmă a venit la noi un păstor al unei congregații de haitieni. A venit să ceară să le împrumutăm localul bisericii ca să aibă aici niște întâlniri speciale, cu botez și așa mai departe. Ca unii care și noi am fost o vreme în, 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 în chirie, am fost uh, ajutați de alții la început, am zis că și noi vrem să ajutăm pe cei care au nevoie, să fim la dispoziția celor care au nevoie de ajutorul în lucrarea Domnului. Le-am oferit localul, dar am observat la ei ceva, o practică nebiblică, ceva ce de fapt era o înșelare. În entuziasmul lor religios se împingeau unii pe alții și cădeau la pământ pe spate și zăceau acolo în transă. M-au apropiat de păstorul lor. Și am explicat că ceea ce experimentează acolo nu este Duhul lui Dumnezeu, cum credeau ei, ci este o lucrare de rătăcire. I-am dus la profetul Isaia, unde Dumnezeu spune în capitolul 28, zice, pentru că nu vor să dea atenție la învățătură. E bine, și eu să fac ca ei să intre într-o cursă și să cadă pe spate și să fie înșelați. Cum au căzut oamenii în fața Domnului Isus întotdeauna? Față la Pământ cum cad oamenii în fața lui Dumnezeu. Cu fața la pământ. Întotdeauna prezența lui Dumnezeu face om să cadă cu fața la pământ. Dumnezeu spune, ei bine, voi arăta tuturor că cei care sunt înșelați de fapt cad pe spate. Am prezentat doar câteva din lucrările de amăgire ale Duhului Răutății care s-au răspândit în vremea noastră, lucrări care prin pe mulți oameni în mrejile lor. Ce este trist este faptul că mulți credincioși ce n-au luat niciodată în serios porunca Bibliei de a fi plini de Duhul, au ajuns să cadă pradă unor experiențe înșelătoare și sunt ferm convinși că ei experimentează lucrările lui Dumnezeu. Dragii mei, mulți indivizi în vremea noastră își formează o concepție despre Duhul Sfânt și o doctrină despre Duhul Sfânt, despre lucrările acestea, din programele pe care le văd la TV. Acolo sunt cei mai mulți profeți mincinoși. Își formează o concepție despre Duhul Sfânt și despre lucrările lui din filmele pe care ei le văd la televizor. Filme produse de carismatici, nu? Sau din experiența unor grupări religioase. Experiența pentru ei e mai importantă decât cuvântul. luptăm la școală cu niște copii care trăiesc cu această co -co convingere, că experiența mai importantă ca și cuvântul. Îți Se dați seama de în ce medii provin, nu? A fost întrebat odată, prea Daniel, este păcat să joci la loterie, la gambling. Zic, da, e păcat. Și-am adus argumentul, 1, 2, 3, 4, 5, nu? Zice unul, frate, nu e păcat. Pentru că în biserica noastră este un om care s-a rugat ca Dumnezeu să-l ajute să câștige. Zice, și-a câștigat la loterie. Sau zic, experiența lui e mai importantă de pentru tine decât tot cuvântul lui Dumnezeu care spune că să nu dorești să te îmbogățești repede, să nu renunți la muncă, să cauți să umbli după năluci ca să te îmbogățești, să nu ne norocești pe alții prin câștigul tău, murdar și așa mai departe. asta nu contează, ci contează faptul că cineva s-a rugat și a primit niște bani. Pe păi tocmai aici, că Satan îl face omul să creadă în prostia lui, că Dumnezeu îi dă bani fără să muncească. Oamenii care își formulează doctrina despre Duhul Sfânt și despre lucrările lui, privind la experiențele altora. O înșelare. Cum putem detecta falsul atunci când este vorba de lucrările Duhului Dumnezeu? Cum putem cunoaște lucrările autentice ale Duhului și să respingem pe cele înșelătoare? Putem detecta falsul fără probleme dacă cunoaștem din Scriptură care sunt caracteristicile lucrării Duhului Sfânt. Da? Biblia ne arată care sunt caracteristicile lucrărilor Duhului Dumnezeu. Există semnalmente, există caracteristici care indică clar prezența Duhului Lui Dumnezeu și prezența lucrărilor acestuia. Și de fapt aceste caracteristici au fost evidențiate din prima zi când Duhul lui Dumnezeu a venit la noi să locuiască în cei credincioși din ziua cinzecimii. Prima caracteristică, primul semnalment. Prezența Duhului Sfânt într-un mediu de închinare este indicată de faptul că acolo se oferă cuvântul lui Dumnezeu. Ați înțeles? Prezența Duhului Sfânt într-un mediu de închinare este indicată de faptul că acolo se oferă cuvântul lui Dumnezeu. Orice lucrare face Duhul Sfânt, orice experiență oferă Duhul lui Dumnezeu, o însoțește de cuvântul lui Dumnezeu. Când la cinzecime ucenici au fost umpluți de Duhul Domnului, ei au început să vorbească despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Semnificativ? Foarte semnificativ. Nu au borborosit ceva neînțeles, ci fiecare a înțeles ce au spus ucenicii, n-au oferit glume și bancuri sau istorisiri închipuite, n-au oferit o experiență așa interesantă, fără explicație scripturală, ce au început să ofere cuvântul lui Dumnezeu. Și când Petru s-a ridicat, a predicat cuvântul și a spus Ceea ce vedeți aici este ceea ce a scris prorocul Ioel în capitolul cultare, versetul cultare, Se împlinește aici cuvântul lui Dumnezeu. Petru a citat Cuvântul lui Dumnezeu. N-a făcut, făcut altceva decât să aducă în fața ascultătorilor cuvântul scripturii prin care se arată care sunt lucrările Duhului Sfânt. Cuvintele scripturii pe care Petru le citează integral, citează exact așa cum a spus profetul Ioia. Și acum, dacă la o întrunire ce promite experiența ale Duhului Dumnezeu nu se oferă cuvântul Domnului, nu se proclamă învățătura sănătoasă a Scripturii, acolo nu-i prezent Duhul Domnului. Ceea ce se oferă acolo nu vine de la Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, există o relație clară între Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Știți care e relația? Duhul lui Dumnezeu a inspirat Scripturile. Toarceți paginile la Petru, capitolul 2, Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21 zice, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se întâlcuiește singură. Nu poți scoate așa, izola, nu poți izola un text din Scriptură fără să ții cont de celelalte, nu? Scriptura este un tot unitar. Trebuie să înțelegi Scriptura atunci când te uiți la toate textele Scripturii. Nici o prorocie nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Ceea ce este scris în Scriptură este inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Și singurul care ne poate face să înțelegem Scripturile este Duhul lui Dumnezeu. Duhul Dumnezeu a inspirat Scripturile. Domnul Iisus spune în versetul 13, că l-am citit, când va veni mângăitorul Duhul adevărului, are să vă în tot adevărul. Și Domnul Isus se roagă în Ioan 7 spune: Cuvântul tău este adevărul. În ce ne călăuzește Duhul Dumnezeu? În tot cuvântul lui Dumnezeu. În tot cuvântul. Și acum, Duhul Dumnezeu ne călăzește în adevărul scripturilor. Proclamă scripturile în auzul urechilor noastre. Când Pavel stă de vorbă cu iudei, în multe ocazii, zice bine a spus Duhul lui Dumnezeu și proclamă ceea ce este scris în Scriptură. Duhul Sfânt proclamă cuvântul, Duhul Sfânt apără cuvântul lui Dumnezeu. Nu permite nimănui să adauge sau să scoată din Scriptură. Cine o face este sub autoritatea Duhurilor înșelătoare. Oricine adaugă la Scriptură sau scoate din Scriptură. Scriptura întreagă a fost inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Și acum cei plini de Duhul lui Dumnezeu, aceia vorbesc cuvintele Domnului, aceia proclamă cuvântul Domnului, aceia învață pe alții cuvântul Domnului, cei ce oferă altceva decât cuvântul Domnului, cei ce oferă învățătură ce contrazice cuvântul Domnului sau obscurantizează cuvântul Domnului, aceia nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ci sunt victime ale duhurilor înșelătoare. O, dar ei se cred călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și cam își pe alții la înșelăciunea care ai victimizat pe ei. Să vă dau un exemplu. Un frate român, mai mulți ani în urmă, vine la mine și zice, frate Daniel, vreau să-ți ofer o carte foarte bună, zic eu. O carte minunată, ce scrisă de nu știu cine. Și o iau și mă uit la ea. Titlul era God Chasers, cei care umblă după Dumnezeu, care, care uh, urmăresc după Dumnezeu. Ok? Și am luat-o, am citit mai multe pagini și am dat-o înapoi cu cuvintele, cartea asta este o mare amăgire. Este scrisă de un apostat, de un mincinos, de un om care este sub influența duhurilor rele. M-a privit așa de scumpănit. Frate, cum poți să spui așa ceva? Și am oferit informația la care el nu luase seama când a citit cartea asta, că a să-mi o recomande și mie cu căldură. În cartea respectivă, autorul pretindea că el și cei care vin la întâlnirile lui au tot felul de experiențe miraculoase pe care el le punea pe seama Duhului Sfânt. Și așa, Într-o duminică am fost invitat în, vite în, în biserica cu tare. Ce? Să fiu acolo la, la Anvon. Zice, de cum am sosit, zice, am fost impresionat deoarece se simțea tensiune în văzduh. Aerul era, încă era încărcat de prezența Duhului, spunea el. Spune că atunci când a ajuns la Anvon, o adunări acelea, că nu o pot numi biserică, predicatorul gazdă care era lângă el, a fost ridicat de la pământ și a aruncat 10 pași înapoi și trântit la pământ pe spate și a stat acolo și a zăcut zeci de minute. Dar în timpul ăsta el era acolo, în față, și zice, n-am predicat nimic, zice. Dar să vezi, ce cum lucra Duhul Dumnezeu, îi trântea la pământ, zice, și oamenii, zice, veneau de pe străzi, zice, și erau, erau aduși ceva așa, de, 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 de o forță, zice, erau aduși înăuntru și cum intrau, picau la pământ și aveau tot felul de manifestări bizare. N-a predicat cuvântul. Dar acolo e lucrarea Duhului. Păi tocmai asta am văzut. Acolo unde e Duhul Dumnezeu, întotdeauna e Cuvântul Lui Dumnezeu. Și unde nu e Cuvântul Lui Dumnezeu, nu-i Duhul Lui Dumnezeu. O altă înșelăciune, care am sesizat o imediat. În introducerea cărții lui spunea individul acesta că Biblia asta e deja pâine mucegăită. Și a literal, e pâine mucegăită, și noi avem nevoie de revelație nouă, proaspătă și El ne dă această revelație proaspătă a Lui Dumnezeu. Pe cine înșală astfel de experiențe? Doar pe cei care nu cunosc Cuvântul Lui Dumnezeu. Pe cine convinge omul acesta că Biblia e pâine mucegăite și oamenii au nevoie de revelația pe care el și alții o aduc? Înșală pe toți ignoranții, pe toți cei care n-au citit și nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Înșală pe cei care lasă Cuvântul lui Dumnezeu la o parte și acceptă pretențiile unor astfel de proroși mincinoși care avansează ideea că Dumnezeu dă prin ei revelație proaspătă. Acum vă rog să vă întrebați. Poate Duhul Lui Dumnezeu care ne-a dat această carte, Scriptura, care a inspirat fiecare cuvânt al acestei cărți, Poate să ne dea Duhul lui Dumnezeu o revelație care contrazice pe cea care ne-a dat-o anterior? Este imposibil. Dacă Duhul lui Dumnezeu a spus că nimeni nu mai poate adăuga la revelația asta, cum vin și să spun că Dumnezeu dă prin revelație proaspătă? Poate Duhul lui Dumnezeu care ne-a arătat că legea Domnului e desăvârșită, e completă poate Duhul Sfânt să ne comunice că acum, de fapt, legea Domnului nu e mai desăvârșită și are nevoie de completare? Poate Duhul adevărului să se contrazică pe sine? Niciodată. După ce Duhul Sfânt ne-a spus că în această carte avem tot adevărul, toată revelația lui Dumnezeu, că nimeni nu mai are voie să adauge la ea, că îi va adăuga Dumnezeu blestemele scrise în cartea asta, poate Duhul Sfânt să se contrazică și să ofere acum ceva în plus față de Scriptura deja scrisă și autentificată de El? Lucrurile astea nu sunt de glumă, frați și surori. Am fost într-un într loc unde s-a adunat la părtășie mai mulți păstori. Printre ei au fost și unii păstori din biserici, unde există membri care cred ferm că și astăzi Dumnezeu oferă revelație nouă. Le-am arătat o revistă în care o femeie își spunea experiențele ei, pretindea că Isus vine la ea și stă de vorbă cu ea și ea primește cuvinte din gura lui Isus. Și am întrebat, voi credeți că ce spune adevărat? Și toți au spus, nu, nu credem. Și atunci am întrebat, dar atunci de ce credeți pe cei care se ridică în bisericile voastre și spun, așa vorbește Domnul? Și spun ceva ce nu e scris în Scriptură. Și ce zice Domnul către prorocii mincinoși? Nu v-am vorbit, nu v-am trimis, nu v-am dat niciun cuvânt. După ce Domnul ne-a vorbit prin Fiul, și asta e revelația prin Fiul completă, la sfârșitul veacurilor ne-a vorbit prin Fiul. Revelația care este finală, supremă, nu este în alt, mai înaltă ca ea, și suficientă. Orice om care are curajul să vină, așa vorbește Domnul și nu citează Scriptura, în proroc mincinos. Duhul adevărului ne atenționează că oricine se rijează în canal de revelație nouă a lui Dumnezeu, îl degradează pe Domnul Iisus Hristos. Un om care spune, Dumnezeu mi-a dat revelație nouă, spune, revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o în nu-i suficientă, nu-i ultima. Eu sunt mai important ca și Hristos. Eu am venit după Hristos să vă ofer revelație nouă. Am a, întâia caracteristică a lucrării Duhului Sfânt este că Duhul Sfânt ne oferă cuvântul lui Dumnezeu pe care El l-a inspirat. Duhul Sfânt ne oferă ceea ce este scris, cuvântul lui Dumnezeu scris. Și Duhul Sfânt ne oferă și lumina de care avem nevoie pentru a-L înțelege. Duhul Sfânt nu oferă revelație nouă, descoperire nouă. Noi nu avem nevoie de revelație nouă. Știți de ce avem nevoie? De iluminare din partea Duhului. Și asta promite Scriptura, că Duhul Sfânt el este ungerea care ne face să înțelegem toate lucrurile. Nu avem nevoie de revelație nouă, avem relația completă în Hristos, dar avem nevoie de iluminare. Și de aceea orice predicator care e fidel Scripturilor va spune, eu pot să vă explic ce spune Duhul Sfânt în Scriptură. Dar nu pot să adaug nimic la ceea ce Duhul Sfânt ne-a dat deja în Scriptură. Nu pot să adaug nimic nou. Dumnezeu nu oferă nicio revelație nouă. Duhul Sfânt ne-a oferit cuvântul scris și ne oferă lumina de care avem nevoie pentru a înțelege. Cei plini de Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, se țin de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și acum, mi-a relatat un frate ceva care pe mine nu mă jignește, ci mă face să mă bucur. Ce că s-a dus într-o altă localitate, ce? băi, la ce biserică mergi? Păi zice, mă duc acolo unde e fratele Daniel Păstor. Deci la ăla, mă, că ce nu știe nimic decât Scriptura. și în slavă Domnului, mă bucur că nu știu decât Scriptura. Când e vorba de cele spirituale, Scriptura mi este suficientă. Duhul Sfânt nu oferă revelație extra-biblică, nu călăuzește în afara cuvântului, sau împotriva cuvântului, sau în plus față de cuvânt. Ceea ce trece peste cuvântul Domnului nu-i de la Duhul Domnului. Iată, întâia caracteristică a lucrării Duhului Sfânt. El ne ține în cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu. El nu ne oferă Revelație nouă, cum pretind Unii, ci ne călăuzește în Revelația pe care ne-a dat odată pentru totdeauna și cu altă ocazie vom prezenta alte caracteristici, semnalmente care certifică clar prezența și lucrarea Duhului Sfânt în bisericile în care se predică Cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să fie acela care să umple viețile noastre ale tuturor și un plus de Duhul lui Dumnezeu să putem să trăim viața frumoasă pe care Dumnezeu o dorește pentru fiecare din noi. Amin.